Bună ziua, precum am promis aseară, o să vă aduc la cunoștință turtele astea care le-am făcut cu usturoi și să vedem și rezultatul testului cu apă, care am fost sceptic. Deci, ia să vedem. O să ne uităm un pic. Deci ce au făcut albine. Sunt diferite comentarii pe baza asta. Trebuie înțeles că a fost doar un test. Iată, nici nu s-au atins de ea. Deci nu este relevant să le punem apă. Acum eu am venit cu turtele acestea făcute. Iată, nu e nicio gaură, nu e nimic. Deci, nu are rost să punem apă, zic eu. Cine dorește, poate să încerce. Înainte de a pune turtele, mai fac o mică verificare. Să văd dacă este nevoie de hrană și să vă prezint cum stă albina pe rame. Acum că le-am deranjat, ies un pic sus. Să vedem. O să verific prezența puietului în, ca să vedem dacă avem mărcilii prezent. Iată, iernez cu albina îndesată. Această ramă nu avem puiet. E foarte bine strânsă colonia de albine. Se pare că interesul pentru turte e destul de mare. Le-o fi atrăgând usturoiul. Iată așa stă albina la mine îndesată pe rame. Aici sunt ouă. E o suprafață foarte mare ouat. O să avem albină în aprilie, nu-i problema. Vedeți, până acum nu s-a observat cantitatea de albină care o am pe, în colonia respectivă, dar sunt patru rame foarte bine îndesate cu albinele. Am văzut cantitatea aceasta de albine risipită pe 7 rame la mulți apicultori. Nu mă interesează cantitatea de rame din stup, ci albina din stup. Iată ce frumos așa să stea ea pe rame. Ia uite. Nu e mai bine să stea așa albina pe rame decât risipită? Să văd dacă prima ramă are miere. Deci la această colonie, acum văd eu, oata a început acum câteva zile. 4-5 zile, deci nu mai mult. Ca atare nici nu s-a încărcat foarte tare.
Încă o dată se dovedește că odată cu primul zbor de curățire, albinuțile atunci încep să tureze motoarele și să ceapă ponta. Să văd câtă miere are pe prima ramă. Ca să-i înlocuim în caz de că nu are miere suficient, o să înlocuiesc această ramă. O să vă arăt, este miere, e foarte bine. Rama asta are miere cât să aibă pentru luna aceasta, zic eu. Bun. Deci, matca prezentă. Punem turta și asta basta. Între fața la perete și ramă se lasă un centimetru pentru circulația aerului. Iată așa facem. A fost un mic condens în momentul în care am închis urdinișele. Deci să nu închideți urdinișele. A fost și acela tot un test. Punem diafragma. Iată așa trebuie să arate albinuții, da? Pe patru rame. Bun, luăm o turtă. Deci vreau să vă arăt turta, că această turtă este moale. Deci nu e făcută de mine, așa cu usturoi, ați văzut fiecare etapă. Acum o înțepăm foarte bine, cât mai multe înțepături, așa să... cât mai mult. Să poată albina să o distrugă cât mai repede. Iată așa. Turtile nu curg. Cei care vreți să știți de ce nu curg, vizionați filmele trecute. Iată. Punem așa ca să nu zdrobim albina. Împingem pe ramă turta de la un cap la ălălalt. Gata. Cam asta este. Acum, ca să aibă loc, facem asta. Foarte bine. Cam atâta pentru această colonie. Ați văzut, apa nu e foarte bună. În schimb, turtile cu usturoi să fie foarte bune. A început și ponta luna asta, deci prima albină tânără undeva la sfârșitul lunii. Extinderea doar în luna aprilie. Până data viitoare, numai bine.